Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Poate o să ziceți că de ce vă arăt tot gâsca și găina. Ei, văd că la mine în continuare merge o tradiție al 6-lea sau al 7-lea sau al 8-lea an. Tot tradiția aceasta, gâscan infertil, ouă limpezi, boboci zero. Se repetă și anul ăsta, ca în toți anii din urmă. Găsculița asta degeaba, pe ouă, că ouăle sunt limpezi, le-am verificat astăzi. Nu eram cu intenția să le verific, doar că bunica mea mi-a spus că sucurca aceasta care clocește acolo, să mut ouăle de sub găină, că na, totuși este mai mare și le poate încălzi mai bine. Și am zis așa, dacă tot aveam telefonul la mine, hai să verific unul. Am luat unul de suia, limpede, am mai luat unul limpede, încă unul limpede, toate limpezi. Am luat și de sub gâscă, am luat unul după altul, 8. Și când l-am luat pe al 9-lea, ultimul cum ar veni, acela este fertil, nici nu l-am mai pus aici sub gâscă, ce l-am pus acolo sub urcă, doar acela l-are. Deci, toate sunt limpezi. Limpezi toate. Absolut. Și de sub. Doamna gâscă. Toate limpezi. Nu le-am aruncat încă. O să le arunc. Și o să o dau și pe gâscă afară, că n-are rost, o mai lăsă clocească aici, doar slăbește. Și o să văd eu acum dacă o să mai țin sau nu. Poate gâscanul oricum o să-l sacrific, că n-are rost să-l vând dacă este infertil. Gâștele poate, una cred că aceasta o să mi-o țin și dacă o să renunț la gâște, doar așa de frumoasă, să am o amintire că am avut gâște. Și mi-o place pe ea foarte mult. Băi, Cloșco, degeaba mai ai grijă de ele, că n-o să scoți boboci. Da, ea săraca și-a făcut treaba și-a lăsat puf. Bine că nu se vede puful, că este sub ea, nu pot să vă arăt că mă mușcă. Și-a lăsat puf, a avut grijă de ouă, nu le-a spart, nu nimic, dar asta este. Văd că nu vrea să se lase de mine tradiția aceasta și... nu știu acum, n-ai cum să vezi. De exemplu, bunica mea spunea că gâscanii care mușcă și care sunt protectivi cu gâștele sunt buni reproducători. Și uitați, acesta al meu nu poate să intre nimeni în curte că îi mușcă și sare și lovește cu aripile și tot. Infertil este și nu este bleg, că atunci la început bine, nu a călcat atunci la început, dar după ce a început să calce, călca și de 2-3 ori pe zi. Și ce să vedeți, oul care este fertil este primul ou care l-a făcut gâsca aceasta. Primul ei ou este fertil, restul limpezi. Și tot stau eu să mă gândesc, poate unii o să știți și dacă știți, vă rog frumos să scrieți în comentarii. Cum se poate așa ceva? Acela să fie fertil și acestea toate limpezi și zilnic călca. Și nu doar că se urca, că călca, că vedeam eu că călca. Cum s-a întâmplat acela să fie fertil și acestea limpezi? Vă rog frumos să-mi explicați în comentarii. Acum o să văd. Poate o să-mi iau ceva boboci. Mi-am găsit deja. Doar să sun să văd că acolo este o fermă de gâște landez și hortobagi sau cum se numesc. În orice caz, gri și cenușii sunt, poate o să-mi iau 10 boboci, 5 gri, 5 albi. Dar nu cred că o să mai păstrez pentru să reproduc eu, că n-are rost, că nu reușesc. Găsculița aceasta o să-mi o țin eu așa de frumoasă. Poate o să și clocească în fiecare an și o să pun ouă sub ea. Am verificat ouăle de rață leșească de sub cloșcă. Ouăle acelea erau vechi când le-am pus sub cloșcă, chiar destul de vechi. 12 ouă am pus sub ea, 12 au fost, 11 fertile sunt. Și da.
Acesta am fost eu. Până data viitoare. La revedere.